credința sfântă. Credința este darul divin oferit de Dumnezeu sfinților. De altfel, numai actul credinței ne întâlnește cu Dumnezeu și ne păstrează în prezența sa. Și Apostolul Pavel spunea că este o singură credință. Iar Apostolul Petru, la rândul lui, scria în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 1, despre o credință de același preț cu a noastră. Același preț în sensul că este un har general pe care îl dă Domnul și prin care pot să intre oricare dintre oameni în această poziție binecuvântată, dar fiind vorba de preț, vreau să observăm în această seară cât de mare este acest preț al credinței. Iuda, fratele Domnului, la rândul lui scria și el, în epistola sa, versetul 3, despre credința care a fost dată sfinților. Deci credința este un dar dat de Dumnezeu sfinților, o dată pentru totdeauna. O singură credință de același preț, dată o dată pentru totdeauna. Credință pe care în această seară vă propun în lumina Scripturilor să ne o cercetăm, așa după cum îndemna Apostolul Pavel, 2 Corinteni 13:5, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Să ne cercetăm dacă relația noastră cu Dumnezeu este corectă, este viabilă. Privind în Scripturi, observăm credința în modul cel mai evident în viața și lucrarea Domnului Iisus, Fiul prea iubit al Tatălui. Aceasta atât în lucrările efectuate, cât și în ceea ce ne privește pe noi în procesul mântuirii. Cu alte cuvinte, credința în El și în exemplul Lui, felul în care s-a manifestat prezența puterii divine prin El, având în vedere actul credinței, este pentru noi suportul vieții sfinte. Amintiți-vă în câte situații din Evanghelie, numai credința a făcut atâta bine oamenilor. Căci este scris că fără credință nu se puteau efectua acele lucrări. Vreau să citim câteva versete din scrierile Apostolului Pavel pentru a puncta ceea ce realizează credința în Domnul Iisus. Roman, capitolul 3, versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, și acest mai dinainte datează din veșnicia trecută, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Deci Dumnezeu a așezat credința la loc de cinste din eternitate. Galateni, capitolul 2, versetul 16, Apostolul Pavel scria: totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Și tot de aici, citesc versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Deci o credință prin care am început viața sfântă, o credință prin care continuăm viața sfântă. Uitându-ne cu speranță în viitor, așa cum scrie în Evrei, capitolul 12, versetul 2, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci n-am putea vorbi despre credință fără să-L afișăm mai întâi pe Domnul Hristos, relația care se deschide prin credință, cu El, prin El, și toate acestea țintesc spre desăvârșire și spre eternitate. De altfel, obiectivul nostru cel mare. Vreau
să observăm mai întâi într-o prezentare a credinței ce poate să aducă credința și respectiv ce se întâmplă dacă nu avem credință, ca să ne dăm seama care este prețul ei, cu alte cuvinte, ce putem cumpăra cu acest preț și ce se pierde dacă nu putem să oferim acest preț. În primul rând, credința este singura posibilitate de dobândire a mântuirii, a vieții veșnice. Fără credința în Domnul Iisus Hristos, adică în ceea ce Dumnezeu a plănuit, în ceea ce El a realizat, nu vom avea parte de harul mântuirii. Pentru că Dumnezeu s-a revelat în Vechiul Testament, prin Moise, în mod deosebit, a trimis pe Fiul Său care a avut o lucrare scurtă, în rest ne-a lăsat scris această carte, care trebuie să fie înțeleasă și aplicată numai prin credință. Aceasta a fost modalitatea divină prin care Tatăl nostru Ceresc, care ne-a iubit, s-a gândit și a lăsat posibilă mântuirea. A fost spus încă din Vechiul Testament, Habacuc 2:4, cel neprihănit va trăi prin credință, dar Apostolul Pavel insistă asupra ideii în Roman, capitolul 1. În această epistolă el prezintă doctrina mântuirii, adică felul în care Dumnezeu a decis să mântuiască oamenii, să ne vină în ajutor, să se îndure de noi, cum scrie mai apoi în capitolul 12. Roman 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci puterea lui Dumnezeu, puterea de mântuire, intră în acțiune prin credință. Versul 17, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Credință înseamnă viață, viață eternă. Necredință înseamnă moarte. Cum spunea Domnul, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Iată ce preț mare. Prin credință se cumpără veșnicia de la Dumnezeu. Acesta este prețul afișat. Nu alte jertfe, nu alte valori, nu alte sacrificii. Credința în sacrificiul adus de Domnul Hristos. Și în aceeași epistolă, Roman, capitolul 10, citim versetul 17, modalitatea de distribuire, de operare a credinței, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ori de câte ori se predică, Dumnezeu își deschide magazinul de credință. Sau dacă vreți, farmacia credinței. Cine crede, își cumpără, își procură prin har mântuirea. A gândit bine Dumnezeu? E de același preț. Nu sunt diferențe între etnii și poziții sociale sau alte diferențe între oameni. În Efeseni, capitolul 2, alte versete de referință în această privință accentuează acest adevăr, versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți. Harul este oferta divină, ceva nemeritat, dar nu de la sine se realizează. Versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin credință. A fost aspectul la care evreii s-au împotmolit, crezând că prin fapte se poate plăti ceea ce de fapt se poate cumpăra numai și numai prin credință. Așa cum este scris aici foarte clar, prin har, prin credință. Citim și din 2 Timotei, capitolul 3, unde apostolul îi reamintește colaboratorului său prea iubit versetul 15, iată de ce noi învățăm copiii din Scripturi. Pentru că în modul acesta pot să ajungă la credință și astfel se deschide ușa mântuirii. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Nu prin cunoaștere,
doar. Știi ce scrie în Biblie? Iei nota 10 la studiu și ești mântuit. Dacă crezi, pentru că se încheie versetul cu cuvintele prin credința în Hristos Iisus. Am putea spune că noi suntem deja mântuiți, pentru că am crezut în Domnul. Cum mi-a spus Domnul temnicerului din Filip. Crede și vei fi mântuit. Dar mântuirea este un proces care se va finaliza la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. De aceea citim în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5. Uneori se nasc discuții dacă este mântuit un om numai dacă a crezut sau dacă trebuie botezat în apă, dacă trebuie să fie botezat și cu Duhul Sfânt. E un proces întreg, dar toți pașii se parcurg prin credință, toate etapele se ating prin credință. 1 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, pentru că nu s-a atins finalitatea mântuirii. Versetul 9. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Așadar, credința trebuie să ne marcheze de la întâlnirea noastră prin credință cu Domnul Hristos, până la întâlnirea noastră vizibilă cu El, atunci când credința și-a atins scopul și de acolo încolo rămâne numai dragostea. Credința până acolo trebuie să ne ducă. Să ne ajute Domnul, așa cum scrie în Evrei 10, să nu fim din aceia care n-au credință și dau înapoi și care se pierd, și să fim din aceia despre care este scris aici, care au credință pentru mântuirea sufletului. Domnul să dea tuturor celor ce intră în această casă de rugăciune credință, ca să își mântuiască sufletele. Așa a spus Domnul, credința ta te-a mântuit. Și cuvintele au aceeași putere, același efect. În al doilea rând, așa cum deja anticipam că mântuirea este un proces, putem spune din Scriptură că singura motivație pentru o viață sfântă este credință. Adică ceea ce poate să te mențină pe cale, în drum spre rai, este credința care generează dragoste și nădejde. Și toate trei împletite pot să păstreze un om în direcția cea bună. Să parcurg acest traseu al vieții sfinte cu succes. Este cunoscut versetul, ușor de ținut minte, trebuie să-l știm toți, 1 Corinteni 13 cu 13. Acum rămân dar acestea trei. Dar care le generează? Credința generează dragoste. Și îi se asociază pentru completare nădejdea. Asta citim în Galateni, capitolul 5, versetul 6, unde apostolul scria, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici neterea împrejur, adică nu faptul de a fi sau nu fi iudeu, de a fi membru într-o sinagogă sau într-o adunare, te avantajează. N-au niciun preț. Poți să fii membru ori într-una, ori în alta. Dar ce are preț? Credința care lucrează prin dragoste. Adică acea credință care se materializează prin fapte, dar nu prin fapte fariseice, ci prin dragoste. Acele fapte care tind spre desăvârșire. În scrierile apostolului Pavel, aceste trei apar mereu împreună. De exemplu, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, citim. Căci ne aduce aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. 2. De osteneala dragostei voastre. Și 3. Și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Cred că acestea trei se regăseau mereu în cuvintele apostolului Pavel, în predicile lui din moment ce le întâlnim în mai multe epistole. El le punea la baza vieții de credință. Citim și din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 11, un cuvânt bogat,
De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și atenție, și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Deci credința este un izvor de viață care generează în noi activități, acțiuni sfinte. Credința te îndeamnă la rugăciune, la citit Biblia, la alte activități sfinte, veni la adunare, părtășie frățească, la fapte bune. Credința care lucrează prin dragoste este un izvor care întreține viața sfântă. Întoarcem pagina și citim din 1 Timotei, capitolul 1, evidențiind același adevăr, versetul 5, ținta poruncii este dragoste, care vine, iată izvorul, dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Nu se poate vorbi de dragoste fără credință. Nu există o motivație suficient de mare. Și păgânii se iubesc unul pe altul, dar neavând motivația credinței, se așteaptă la răsplată. Credința te motivează să nu te aștepți aici imediat la răsplată. Te motivează chiar dacă n-ar fi vorba de răsplată, doar pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin Domnul Hristos. Și tot de aici citim versetul 18 și 19, porunca pe care se dau fiului Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Adică să știi cum să te zbați în viață ca să ajungi la izbândă și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Hai să ne oprim și în Iacov capitolul 2, să survolăm câteva versete. Oarecum apostolul Iacov vrea să corecteze o anumită tendință. Reformatorul Luther a fost nemulțumit de această epistolă și înscrierea lui spunea că e o epistolă de paie, numai că s-a dovedit până la urmă a fi mai de paie crezul lui, în sensul că n-a reușit să genereze o viață sfântă. Istoria ceea ce a urmat după reformă nu ne dă cele mai bune evidențe. Ba el însuși este găsit la un moment dat, scriindu-i unul dintre colaboratori, n-am reușit să convingem masele care ne-au urmat să aibă o viață sfântă. Pentru că s-a preaccentuat aspectul unei credințe care nu generează acțiuni ale dragostei, ceea ce înseamnă o materializare în fapte. Citim aici de la versetul 14, frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință? Dacă n-are fapte, poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Nu. Și el explică. Și în final, scrie el aici în versetul 20, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Și 24, dându-l exemplu pe Avram, vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință, dar numai în această ordine, credință care generează fapte, nu fapte care vor să înlocuiască, pentru că nu pot, credința. La acestea adăugăm încă un verset din 1 Ioan, capitolul 5, observând o motivație foarte puternică a credinței. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii este credința. Credința noastră. Asta ne face să ne putem comporta diferiți de lume, să trăim într-un mod demn de chemarea cerească ce o avem și să rezistăm prin toate probele vieții. Și încheie această idee cu două versete din Apocalipsa, 13 cu 10 și 14 cu 12. Pentru a observa aici ce legătură strânsă
este între credința materializată în modul de viață. 13:10, în final este scris așa, aici este răbdarea și credința sfinților, căci credința fără răbdare nu valorează. Și 14:12, aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Pentru că oamenii care au accentuat în extremă credința fără fapte, au uitat de cerințele legii lui Dumnezeu și viața lor a degenerat. Au crezut că se poate doar cu o dragoste care le dădea impresia că Dumnezeu le permite să facă orice și au pierdut frica de Domnul. În al treilea rând, vreau să observăm că și credința oferă totul. Două puncte și voi enumera ce poate să ofere credința, adică ce se poate cumpăra atunci când putem să oferim pe celălalt taler credință. Spunea Domnul că e un grăunte de muștar, dar are greutate mare. În Evrei, capitolul 11, scris de la versetul 33, prin credință, fapte de vitejie, minuni, cunoașteți textul, se schimbă lista, apare o a doua și scrie 36, alții au suferit până la moarte, prin credință. Adică au putut să obțină aici, iar despre cei ce au murit scrie, că oamenii aceștia de fapt n-au pierdut, ei tot au obținut. Dar scrie și 35, ca să dobândească o înviere mai bună. Deci unii au primit aici și în veșnicie, iar alții au primit numai în veșnicie. Dar multe se pot cumpăra cu credință, cumpăra cu ghilimele de rigoare, adică în schimbul credinței pentru cei ce au credință. Citim și în Galateni, capitolul 3, versetul 9, unde apostolul Pavel scria, așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați. Și voi enumera, cum spuneam, lista de binecuvântări, împreună cu Avram cel credincios. Un prim lucru care se obține prin credință, cunoașterea adevărului Scripturilor. Vedeți câte păreri sunt în lumea aceasta, cât de diversificată este înțelegerea teologică a Bibliei? A crede exact ce Dumnezeu a vrut să spună. Asta nu înseamnă neapărat să putem interpreta noi toate profețiile și să spunem cu lux de amănunte în Apocalipsa cum vor fi evenimentele escatologice. Dar a crede în mod curat adevărul e total diferit față de a crede într-un mod eronat, ceea ce înseamnă să te înșeli pe tine și chiar pe alții. 2 Corinteni 4:13. Apostolul Pavel scria, însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut și de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. De aceea Scriptura nu are erori, pentru că cei ce au crezut cele scrise în Vechiul Testament, Scripturile de până atunci, le-au interpretat corect. Credința le-a dat cifrul necesar să poată înțelege ceea ce este scris. Doamne, deschide-ne și nouă izvorul de credință, ori de câte ori citim din Cartea Sfântă, celor ce predică și celor ce aud deopotrivă. În al doilea rând, prin credință primim Duhul Sfânt. Galateni, capitolul 3, versetul 2. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin fapte legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Și răspunsul era fără echivoc. Prin credință. Au fost situații de oameni care chiar că nu au avut fapte. Asta nu înseamnă că e de neglijat și de disprețit cine s-a comportat frumos. Dar au venit, au crezut, au fost spalați, iertați.
Pentru că Duhul Sfânt se primește prin credință. De fapt, ce credem ca să primim Duhul Sfânt? Că Domnul Hristos a fost acceptat în cer, sângele Său a realizat ispășirea și pentru că noi să putem duce o viață sfântă, este nevoie să vină Duhul Sfânt. Cum spunea Domnul ucenicilor, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un mângâietor. În al treilea rând, ce mai primim prin credință? Sănătate, vindecare. Ne întoarcem la Evanghelia de care am amintit, Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 2. Și un lepros s-a apropiat de el, s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Am citit din capitolul 8, aceleași lucrare, dar să vă citesc din nou de unde am amintit. Și iată că i-a adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Dar nu s-a limitat harul Domnului la atât, ci i-a oferit vindecare. E vorba de slăbănog coborât prin acoperiș. Versetul 22. Iisus s-a întors, a văzut pe femeia aceea bolnavă și i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Observați, credința nu cumpără rate. Chiar în ceasul acela s-a oferit prețul întreg. Versetul 29. Doi orbi. S-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi se după credința voastră. Cu alte cuvinte, altfel nici nu s-ar putea face. Și sunt multe alte texte în Scriptură care evidențiază aceasta. Scrie în Fapte 14 cu versetul 9, că atunci când a văzut Pavel că ologul are credință, a rostit un cuvânt și el a fost vindecat. Iacov 5 cu 15, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, spunea apostolul, și apare următoarea mențiune acolo. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, vor fi iertat. M-am întâlnit alaltieri cu o familie care locuiesc în altă parte, la mare distanță, dar au trecut pe aici cu ocazia unei spitalizări. Au venit, frații s-au rugat pentru ei și ne-au spus, știți când v-ați rugat pentru noi? Nu, mai știm, frate, că pe la noi au trecut mulți. De atunci Domnul s-a îndurat de noi. Pentru că și în vremea asta încă Domnul se îndură și vindecă, slăvit să fie în veci. Ocrotire, ajutor, prin credință. Marcu 4 cu 40, momentul furtunii de pe mare. S-au temut. Dar este scris aici că Domnul le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. Mi-am amintit de o împrejurare în care o familie creștină mergea cu vaporul spre o insulă. Bărbatul din acea familie fusese numit acolo în administrație și s-a stârnit o furtună puternică. Soția lui, fiind cu copiii, s-a temut foarte tare. El era liniștit. Și ea a zis, tu nu te panichezi? Să facem ceva. Ce să faci pe vapor cu furtuna? Își facă marinare datoria și în rest aștepți îndurarea Domnului. El, văzându-o că nu poate liniști, s-a dus repede în cabină, a luat o sabie și a prins-o cu o mână, cu cealaltă, a făcut un gest încruntându-se ca și cum ar vrea să lovească, la care ea a zis, ce faci? Și dar de ce nu te-ai speriat? Nu se frică de sabie? Poate dacă ar fi mâna altcuiva, dar tu nu m-ai atins cu un deget. Tu n-ai fi în stare să faci una ca asta. La care el spune, vezi? Dar corabia asta și furtuna asta nu e în mâna lui Dumnezeu care ne iubește. Dacă are în plan să ne ia viața, ce crezi că poți să facem noi? Iar dacă Dumnezeu vrea să ne dea harul să ajungem liniștiți acolo unde ne-am pornit, are putere să o facă.
nu ne rămâne decât să ne rugăm și să facem cu credință ca Dumnezeu să liniștească lucrurile și totul să fie bine. Amin? A spus un bolnav în fața unui medic care urma să-l anestezieze și l-a legat. Apoi și a zis, de acum ești în mâna mea. La care fratele a zis, mă scuzați, nu vreau să vă jignesc, sigur că sunt în mâna dumneavoastră, dar mai întâi mi-am dat viața în mâna Domnului. A făcut o rugăciune și i-a spus, Doamne, poftim, ia-mă. Și asta îi face pe bolnavi să fie încrezători, pe oamenii care sunt în situații critice să nu se teamă și să nădăjduiască în Domnul. Tot prin credință putem să primim și darul ale Duhului Sfânt și să nu uităm că Domnul ne-a făgăduit și nouă. Pentru că ele trebuie apoi administrate în măsura credinței celui de care Domnul s-a îndurat. Iacob spunea în epistola sa, capitolul 1, versetele 5 la 7, dacă vreun din voi lăsește înțelepciunea, s-o ceară. Versul 6, dar s-o ceară cu credință. Dacă atunci când mergem la Dumnezeu, spunem, Doamne, uite, de acolo de pe raft vreau asta. Sau altfel spus, dă mărimea care se potrivește. Ce e al meu? Și Domnul se uită la noi, ți se bâlbăie mâna. Dăm și ți-e frică, poate nu-mi dă să nu mă vadă alții, să o bag mâna înapoi, în buzunar, să o trag înapoi. Dar când stai cu mâna întinsă, înseamnă că -ți crezi. Un profesor le explica elevilor ce este credința și înțelegeau, nu înțelegeau și la un moment dat, într-un gest aparte, își ia ceasul de pe mână și spune, cine crede că pot să-i dau ceasul acesta? Poftim! Ei rezervați, cum adică ne dă domn profesor ceasul. Da, unul. Bine. Și le-a, și duce înapoi. Spune, de ce i-l-ai luat? Dar nu zici că ni-l dă? Că uneori mai ușor cred copiii. Noi prea raționăm. Să fie, oare să poate. Prin credință primim totul. Necredința pierde totul. Da. Prin credință avem biruință. Prin necredință, efectiv, pierdem totul. Evrei 4, versetele 1 și 2. Chiar ceea ce Dumnezeu ne-a promis, pierdem. Se poate pierde și o vindecare primită prin necredință. Și un dar primit, dacă nu mai ai credință ca să lucrezi cu el, se poate pierde. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința intră în odihna lui. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă, ni s-a dus o veste bună ca și lor, evreilor din trecut, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Așadar, Doamne, spune și noi ca ucenicii, mărește-ne credința. Pentru că asta vreau să mă amintesc în ultimul rând, în această prezentare a credinței este nevoie de formare și de suplimentare a credinței. Sunt oameni slabi în credință, scrie Roman 14 cu 1, care se tem de orice. Și în Efeseni 4 cu 13 este scris, până vom ajunge toți la unirea credinței, la starea de om mare. E bine să fii copil sub anumite aspecte, dar trebuie să fii om mare ca să gândești, să știi. Aici vreau să vă citesc mai multe versete din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, unde apare într-un mod foarte evident nevoia de rămânere în credință și de dezvoltare, de creștere în credință. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, citim de la versetul 1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena. De ce? Ce nu mai putea răbda? V-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Pentru ca nimeni de voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți bine, știți singur, că la acestea suntem rânduiți. Versetul 5. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră. Mai sunt în credință sau nu mai sunt? De teamă ca nu cumva
să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Spunea un frate că cu ani în urmă a auzit pe un slujitor mai bătrân, însă la 40-50 de candidați, zicând, nu rămân toți aceștia. Zic, cum vorbește așa? I-a notat pe toți pe listă și spunea fratele, n-a trecut un an de zile și deja trebuie să tai de pe listă. Asta a fost și teama apostolului, că nu rămân în credință. Că examenele care vin, situațiile prin care vor trece, îi vor găsi nepregătiți. Și scrie în continuare, versetul 6, dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, credința aceea desăvârșită care lucrează prin dragoste. Că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum da, trăim, adică suntem liniștiți, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajunsul lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte rugăm nespus ca să putem să vă vedem fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Cu alte cuvinte, apostolul a aflat că și credința lor a crescut, dar știa că e nevoie să fie întăriți mai departe în credință. Să ne ajute Domnul și nouă. Întoarceți, vă rog, o foaie, citim și din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3 și versetul 4. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților. Cum se și cuvine? Pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecare din voi față de toți ceilalți se mărește tot mai mult. Vedeți cum se determină una pe cealaltă, cum cresc împreună? De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericii lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. În aceeași idee scria și Iuda, m-am văzut silit să vă scriu, să vă luptați pentru credința voastră. Și în versetul 20 din aceeași epistolă al Iuda scria, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Credința este stimulată prin rugăciune. De aceea e foarte important să ne rugăm în fața diferitelor activități prin care trecem, a necazurilor, a altor probe, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Așadar, ce se obține prin credință? Primul rând, mântuirea. Apoi, acea viață care ne permite să rămânem în mântuire și să finalizăm cu bine. Apoi, multe alte lucruri. Sănătate, ocrotire, biruință în ispite, darul al lui Dumnezeu ca să putem fi de folos, activități pentru care și prin care vom putea contribui la lucrarea Domnului și vom fi răsplătiți. Vreau să amintesc acum câțiva oameni care au avut credință în Dumnezeu. Sunt mulți. Scriptura vorbește despre eroii credinței. Credința peste generații, Evrei capitolul 11. E bine să citim din când în când, prin credință. Și începe cu Abel. Și apoi zice, în versetul 32, nu mi-ajunge vremea să vorbesc despre toți. Nici nouă nu ne ajunge vremea să enumerăm. Dar toți aceștia apar în diferite ipostaze. Credință la naștere, credință în creșterea copiilor, credință într-o deplasare dintr-un loc într-altul, credință la slujbe, credință într-o viață așa ca Enoch, să fii toată viața credincios, credință să faci corabia, să te implici, credința în diferitele ei activități, acțiuni. De altfel, știți cum s-a numit prima adunare, cum se numeau ucenicii la început ca și unitate, ca și grup? Cum se numea pocăința în vremea aceea? Nu le-a spus nici ortodox, nici pentecostal. Spune Scriptura în Fapte, capitolul 9, versetul 2, și asta e important de reținut. Paul
Pavel a mers să-i prigonească pe unii care umblau pe calea credinței. Asta e denumirea noastră de bază, calea credinței. N-ai cum să înțelegi pocăința, n-ai cum să te pocăiești fără credință, nu poți să rămâi pocăit fără credință. În credință au murit toți aceștia. Credința e de la primul pas până la ultimul. Calea credinței. De fapt, ce înseamnă asta? Calea credinței este calea Domnului. Sunt mai multe versete în Cartea Faptele Apostolilor și în Biblie în care apare această denumire, calea credinței, calea Domnului sau simplu calea. Ce înseamnă asta? Calea. Ceva ce te pune în acțiune. Nu ceva abstract, nu ceva doar teoretic, ceva practic. Credința care lucrează prin dragoste. Faci pași înspre o direcție nevăzută. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, care nu se văd. Da, dar asta ne conferă un statut privilegiat, haruri și răsplătiri. Cei ce cred sunt apreciați de Domnul. Un alt exemplu, sutașul roman. Citim Matei capitolul 8. Eu l-am numit un neevreu lăudat între evrei. Începem cu versetul 5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care ruga, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, răspuns sutașul, nu sunt vrei să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Versetul 10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Viața lui era una frumoasă, dar prin credință a obținut mai mult. Și Domnul a spus că vor veni de la răsărit și de la apus, adică sunt și alții și vor fi dintre neamuri cu credință care vor sta la masă și putem să numim masa aceea masa celor ce au avut credință, a celor ce au mers pe calea credinței. Acolo se ajunge numai și numai prin credință. Să luăm un alt exemplu pentru surori de data aceasta. Rămânem în Matei, capitolul 15. Femeia cananeancă, tot o neevreică. Am putea spune o femeie de rând. Dar a fost o luptătoare prin credință pentru casa ei. Cum spunea o soră care avea un bărbat firesc, necredincios, am putea spune. Se ruga, Doamne, în toate privințele facă-se voia Ta, în ce privește mântuirea casei mele, facă-se voia Mea. Nu te las, trebuie să mă asculți. Ba mai mult, eu cred că asta e voia Ta, să te înduri de casa Mea. Și-a obținut de la Domnul. Scrie aici, de la versetul 22, femeia aceasta a venit în ținuturile acelea și s-a început să strige către el, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este mucită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat de el și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Și Domnul din nou se justifică în refuzul său. Și ea nu cedează. Vezi 28, atunci Iisus i-a zis, o, femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Vedeți? Aparent n-a fost voia lui Dumnezeu. Dacă ai credință, se poate spune, Doamne, facă-se voia Mea. Că Domnul Iisus i-a spus, facă-se cum voiești. A testat-o Domnul. Oricum știa ce avea să se întâmple. Dar în așa fel s-a derulat lucrurile ca să înțelegem că insistența noastră dovedește credință. Uneori credința înseamnă doar așteptare. Când iau o problemă în sănătate și întârzia Domnul să
mă ajute. Mi-a fost de ajutor ceea ce scrie în Biblie despre Avram. Pe el credința ce l-a pus să facă? Nimic efectiv, numai că l-a pus să aștepte. Când am o problemă de sănătate, v-am povestit eu la momentul potrivit, m-a avut un vis în care se făcea că rana s-a închis pe loc și am auzit o voce. Dacă crezi, ți se întâmplă cum ai visat. Și mi-a repetat. Asta se numește credință. De aceea, repet, să ne silim, să lucrăm împreună, cum își dădea apostolul silința, ca credința noastră să crească. Dumnezeu a făgăduit anumite lucrări și aici le vedem ca necesare în procesul mântuirii. Și fără credință nu se pot realiza. Fratele Ursu, un om pe care Dumnezeu l-a folosit în lucrarea sfântă, a ajuns spre bătrânețe bolnav, era în spital și medicul i-a spus: moșule, trebuie să te operezi că dacă nu mori. Fratele a amânat, sau cel puțin în zilele acelea, când a fost pregătit pentru operație, s-a rugat și a spus: Doamne, prin mâinile mele ai vindecat oameni. Fac aici o paranteză, un frate din Suceava povestea că avea soția bolnavă foarte grav și la un moment dat l-a bufnit plânsul, a ieșit pe balcon să nu-l vadă copiii și l-a zărit pe fratele Urs. Fugi repede după el. Hai, frate, roagă-te că nevastă mea e grav bolnav. Măi, dar pierd trenul. Las că fugim repede. S-a dus, s-a rugat repede, așa, ca și cum să nu pierzi trenul. Și sora s-a vindecat. Și bătrânul, având asemenea experiențe, revin la situația lui de la bătrânețe, a zis: Doamne, vindecă-mă! Și într-o noapte visează că îi spune Domnul: lasă-te operat de doctor, că dacă nu mori. Doamne, de ce te-am rugat? Și solul Domnului continuă: dacă ai avea credință, te-ai putea vindeca. Dată data asta, Domnul ți-a cercetat inima și tu n-ai credință. Nu-ți rămâne decât să te operezi. Deci nu că nu s-ar fi putut face. Nu a avut credință în acea situație. Cunosc un alt frate bătrân din zona aceea, Botoșani, care se ruga pentru un bolnav și îl întreabă: crezi? Și fratele sincer zice: frate, nu cred. Fratele încearcă să-i aducă în față anumite experiențe prin care Domnul a crezi, încă tot mă îndoiesc. Și fratele oricum s-a întărătat și a spus: hai să ne rugăm, mă rog, cred eu pentru tine, hai. Și în timp ce se ruga, la un moment dat vede fratele bătrân ce se ruga, un obiect așa ce venea așa lent și când i-a atins, cobora de sus, când i-a atins mintea bolnavului, el a strigat în rugăciune: cred, Doamne, cred! Pentru că este nevoie ca Dumnezeu să ne mărească măsura de credință. Și încă două exemple. Ucenicul Petru. Experiențele din școala credinței. Știți cum a umblat pe apă? Matei 4. Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vii. Și a pășit pe apă. Dar când vântul i-a stat împotrivă, a început să se scufunde. Ce i-a spus Domnul? Versetul 31. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Adică el ar fi putut să umble și pe marea netedă și pe marea cu varul, după cum și noi putem să umblăm și pe ses și pe coastă, nu? Dar s-a îndoit. Puțin mai târziu, citim în Matei 17, se izbesc de un caz care le dovedește cât era măsura credinței lor. N-au putut să vindece un copil bolnav. Discutii cu Domnul și întreabă versetul 19: noi de ce n-am putut să scoatem acest demon? Din pricina puținei voastre credințe. Dar știți că ei între timp fuseseră trimiși în misiune să vindece bolnav și să scoată demon? Se pare că aici era o căpetenie mai puternică sau un grup de demoni. Pentru că noi putem, ca niște oameni care au puterea să ridice anumite greutăți, până la 50 de kilograme, vorbim de un copil să zicem, până la 100, care mai putere ridică mai mult, fiecare după măsura credinței lui. Dar ce e mai important de amintit din cazul lui Petru, când a avut acea lepădare, noaptea prinderii și judecății Domnului, era cât pe aici să se piardă credința lui.
Sunt situații în care chiar oameni pe care Dumnezeu i-a folosit la lucrări, nu doar că nu pot să mai se realizeze o vindecare prin ei, pot să ajungă să-și piardă credință. Deznădejde că Dumnezeu nu intervine, probleme cu frații, s-a întâmplat ceva la ceea ce nu s-așteptau, sau vreo cădere în vreun anume păcat. Și diavolul le șoptește, nu mai salvat. Și scris în Luca 22 cu 32, îi spune Domnul lui Petru, eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și mai târziu îl întâlnim pe Petru în Fapte 3, operând prin credință în numele Domnului Iisus. Cât despre Apostolul Pavel, l-am numit o credință de urmat. Știți că el spune, călcați pe urmele mele. Și scrie lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10, tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea. Ce stabil a fost, ce lucrări s-au efectuat prin el. Așa încât în final, zice în 4 cu 7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Ce har să mergi cu credința de braț până unde te lasă să te treacă apa nădejdea, vorba lui Iov, iar dragostea te va întâmpina pe malul celălalt. Să te poată duce credința până la final. Încheiem și lecția aceasta gândindu-ne că în vremea noastră putem să fim înscriși și noi în analele credinței. Fie prin felul în care ne motivează în dragoste, fie prin diverse lucrări pe care Dumnezeu le face, să nu uităm că Dumnezeu se așteaptă de la noi ca să manifestăm credință. Deși știe că fenomenul credinței este mereu periclitat, a întrebat Domnul Luca 18 cu 8, când va veni Fiul omului, va găsi el credință. Și asta se poate referi fie la modul general al vieții credincioșilor existenți, fie punctual, referitor la anumite lucrări. Adică vor avea oamenii credință pentru a scoate demoni, pentru a vindeca, pentru a fi ocrotiți, pentru a lucra Domnul prin viața lor. Spunea Domnul Hristos, Ioan 14:1, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Credința noastră se bizuie pe o mână atotputernică, pe unul care stă la dreapta și mijlocește pentru noi. Pentru că spune Apostolul Pavel 2 Corinteni 5 cu 7, pentru că nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Și în Evrei 11 este scris, versetul 2, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Aș putea spune că prima rubrică în catalogul nostru spiritual e ocupată de credință. Nu se merge mai departe. E probă eliminatorie. Versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și apoi în tot ceea ce face să crede că răsplătește pe cei ce îl caută. Credința, cum aminteam în parte, se manifestă din plin în rugăciune, ceea ce înseamnă în acord și sub control divin, situație în care poate să aibă puteri supranaturale infinite. Nici să nu ne scăpăm în extrema, de exemplu, a mișcării carismatice, care cred că se poate face totul. Deschizi pormoneu și poruncești. Umpli-te de dolari, asta la american, la noi, de euro. Unii ar fi mulțumiți cu lei românești, nu? Nu asta este credința. Credința e un act care se eliberează în timpul rugăciunii, în înțelegere cu Dumnezeu și când vedem semnătura Lui, mergem oriunde. Poftim documentul. Cum s-a întâmplat cu o văduvă care nu mai avea bani și a dus să ceară oarecum pe cont, căci credincioșii nu cerșesc, ei doar cer împrumut. Și băcanul îi spune, ai ceva, bani. Și n-am, dar ce, pe ce te tot uiți acolo? Ce ai? E o foaie pe care mi-am scris rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și ce valorează asta?
pune aici, îl spus el în bajocură, pune pe celălalt taler. Și așa de grea a fost, încât trebuie să pună mai multe kilograme de produse alimentare, să facă ochi mari și să spună celor din jur, băi, este ceva supranatural. Ma cu foaia aceea sau fără foaia aceea, dar undeva un extras trebuie să existe la noi în minte din ceea ce Dumnezeu are în plan să facă. De aceea închei vorbind despre credință și prețul ei cu cuvintele spuse Domnul în Matei 21, versetele 21 și 22. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, se lucericilor. Și chiar dacă ar zice muntele acestuia, ridică de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, nu fără, adică să ne punem de acord cu Domnul, veți primi. Domnul să ne dea. Amin.